De câte ori ai primit răspunsul, nu s-a întâmplat nimic, când ți-ai întrebat partenerul ce a pățit, pentru că percepi că nu este bine. A fost o perioadă în care mă enerva maxim această replică și nu știam cum să pun în cuvinte de ce mă deranja atât. Pe semne că ai simțit și tu această frustrare. Ideea este că atunci când primești această replică, te simți respins. E ca și cum ți se neagă percepțiile sau ca și cum ești mințit. Și toate astea doar pentru că celuilalt îi este greu să facă față la ceea ce se petrece. Și doare, pentru că îți închid orice tentativă de a fi alături de persoana dragă ție și de a-i ușura suferința. De multe ori o interpretez că tu ești greșit cumva, însă în realitate acea persoană nu se simte suficient de în siguranță cu sine, în primul rând, ca să se uite la ce se întâmplă acolo în interior. Și apoi cu tine ca să se deschidă, să spună exact ce este acolo. Și tu nu ai ce face legat de aceste subiecte. Poți cel mult să-i spui, chiar dacă acea persoană neagă că ar fi ceva, că tu observi că se întâmplă ceva cu ea, că observi că este greu să vorbească despre ce se întâmplă, că tu ești acolo cu brațele deschise să primești tot ce are de împărtășit când se simte suficient de confortabil să vorbească despre acele trăiri. De asemenea, poți să întrebi dacă poți să faci tu ceva în acel moment ca să-i ușurezi starea. Restul ține de acea persoană. Ce face, cu ce este în interiorul său, dacă neagă în continuare că ar fi ceva sau alege să facă ceva diferit. Nu îmbrățișezi persoana cu forța, ci doar dacă simți că poate să ducă acea îmbrățișare, chiar dacă știi că i-ar prinde bine să o primească. Sunt Elena Paula Ștubei și te susțin să îți creezi corpul și viața pe care le dorești. Mă găsești pe căilevindecării.ro, fără-ntoate cu inspirații.